Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Dezvăluirile făcute săptămâna trecută de killerul Vitali Proca a provocat discuții aprinse. Societatea cumva s-a împărțit în două tabere. Unii tind să creadă dezvăluirilor făcute acum de Vitali Proca, alții mai degrabă ar avea încredere în declarațiile pe care le face victima presupusului atentat, adică nu presupusul, dar atentatului, German Gorbunțov. Totuși, în întreg acest scandal există un detaliu care rămâne oarecum neelucidat. Acest interviu a apărut, a fost oferit într-o instituție de maximă siguranță și securitate din România, dintr-un penitenciar, și în această situație ne întrebăm dacă a fost sau nu implicat într-un fel statul român în acordarea acestui interviu. Și dacă da, atunci ce scopuri se urmăresc la București? Despre asta discutăm cu invitații din studio, domnul Doru Dendiu, jurnalist, și domnul Valentin Dediu, fost vicedirector al SIS. Bună seara! Bună seara! De asemenea, bună așteptăm seara să se alăture și avocatul Victor Panțăru. Un deținut dintr-un penitenciar, condamnat pentru tentativă de omor, după 5 ani de tăcere, iese și face niște dezvăluiri în cadrul unui interviu. Întrebarea firească pe care ne-o adresăm este de ce tocmai acum, de ce a trebuit să aștepte 5 ani și de ce a fost făcut acest interviu la un post de televiziune și nu într-un denunț, poate la o instituție de drept. Domnul Dendiu sau domnul Dediu, cineva. Dacă se produce ceva în viață, cineva este interesat în acest lucru. De ce cred că și acest interviu a apărut nu în zadar și cineva are interes să fie ridicată din nou această întrebare sau, cum spunem, mingea la plasă pentru cineva. Este mai interesant, cred că, faptul cine a ieșit cu inițiativa de interviu. Dacă inițiativa a apărut din partea, să zicem, lui Proca, cel condamnat, este un lucru. Atunci putem să dezvăluim această idee mai departe și să ajungem la niște lucruri foarte interesante. Dacă intenția de a acorda interviu a da, venit de la el. Intenția de a acorda interviu vine din partea lui, atunci ajungem la niște lucruri foarte interesante și aș putea să mă opresc la acest lucru. Dacă interviu a apărut din partea postului de televiziune de Republica Moldova, este clar, fiindcă acest post are în spatele său niște persoane care au niște interese mai mult personale de a se lupta cu... Ca și alte posturi de televiziune care, posibil, știm, în Republica da. Moldova tot au atunci, oameni cu interese în spate. Și atunci ei fac tot posibilul să acumuleze cât mai multe informații. În general, este un subiect de interes public da. Pentru că nu poți nega interesul, nu poți respinge interesul unui post de televiziune corect, pentru da, un astfel corect. De interviu. Da, da, foarte corect. Dacă întoarcem că Proca a ieșit cu inițiativă, atunci lucrurile devin mai clare. Ne amintim cine primul a arătat cu degetul spre persoana de Republica Moldova că este asasinul, decât nu cei din altă parte, cum Usatăi sau altcineva. A apărut de la Usatăi. Practic, Usatăi primul a fost acela care a spus că a comandat acest asasin altă persoană decât el. El, așa. Acum, cunoscând puțin tacticile de activitate a serviciilor speciale, a unor grupări criminale, pot să vă spun că eu presupun că această pregătire a omorului lui Gorbunțov putea fi organizată, pregătită de către specialiști în domeniu care s-au gândit bine la posibile urmări care vor fi. Și atunci când ei pregăteau operațiunea aceasta, o numim operațiune sau putem să numim această tentativă de umor, orice ce realizau, orice ce mișcare, spuneau că, uite, din numele cutare, așa cum ar fi, dacă să vorbim mai la simplu, vine cineva și spune, uite, domnul ministru, rugați să faceți aceasta. Ne-ați transmiteți că Vitali Proca nu știa de fapt cine nu este comanditorul? Nu știa, posibil că el nu știa.
Deci, fiindcă, după cum din interviul lui Proca, am observat că totuși el a avut intermediari. Nu a fost acela care a discutat cu cel care a... Totuși, el zice că s-a întâlnit cel puțin odată cu Vlad Plahotniuc și a discutat. Vizual, într-un restaurant undeva, așa am înțeles din interviu. Dar e foarte greu. Eu știu precis că toate operațiunile acestea se pregătesc sub alt drapel. Înțeleg. Întrebarea este de ce a trebuit să treacă 5 ani de zile. Păi asta... Acest subiect acum nu este cumva în atenția publică. Se întâmplă o anchetă în Marea Britanie, dar nu este un subiect de actualitate. De ce a trebuit să iasă peste atâta timp Proca și să facă aceste dezvăluiri? Că există interesul anumitor persoane politice din Moldova și primul este nu neapărat, USATA interesat. Și al doilea este Vlad Plahotniuc. Sunt instituțiile din exterior Republicii Moldova care sunt interesate să ponegrească tot eșchierul politic de Republica Moldova. Dumneavoastră, la cine vă referiți? La unele țări care ne sunt prieteni, în ghilimele. La Federația Rusă, fiindcă banii care i-a gestionat Gorbunțov au fost veniți din Federația Rusă. Da. Și, practic, s-a dovedit că el gestiona acest bani și a avut o tentativă să-i ia proprietatea sa. Dacă vă amintiți, USATA a fost acela care a venit și a avut judecată cu Gorbunțov și cu Banca din Moldova, care a reprezentat interesele oamenilor din Federația Rusă. Eu n-aș vrea să vorbim foarte mult despre cine cu cine luptă în acest scandal, pentru că, dincolo de USATA, care ar putea fi una dintre părți, trebuie să recunoaștem că, cel puțin din spusele lui Proca, a existat interese și din partea cealaltă, pentru că Proca zice că la el au venit reprezentanții, emisari a lui Vlad Plahotniuc și au cerut să scrie niște foiți acolo cu niște denunțuri împotriva lui USATA. Deci, cel puțin există două părți care au interesul ca Proca să facă anumite declarații. Și Proca, înțelegem că le face. Odată acuză pe cineva, altă dată pe altcineva. Totuși, eu am să întreb același lucru și pe Doru. De ce, de fapt, a ieșit acest interviu acum, la distanță de 5 ani de la această tentativă eșuată? Interviul a ieșit acum, este al doilea interviu pe care Proca îl dă. Primul interviu a fost pentru presa din România, pentru Antena 1, la foarte scurt timp după ce s-a pronunțat sentința. Trebuie să Și se aseamănă cumva interviurile? Mai mult sau mai puțin. Interviul ultim e un pic mai spumos. El nu avea posibilitatea să dea acest interviu până când nu a avut pronunțată sentința definitivă. În primul rând, autoritățile române nu i-ar fi permis. Era nevoie de o aprobare de la procurorul de caz, era nevoie de aprobarea instanței. E un pic mai complicat. În general, interviurile astea se refuză. Eu m-am consultat cu câțiva colegi din presa de investigații din România. Ceea ce bănuiam și știam că este procedural din experiența pe care o am acolo, s-a confirmat. Aici avem o situație foarte clară. Interviul putea fi realizat doar cu acordul scris al deținutului, al condamnatului Proca, dar și deodată cu aprobarea Autorității Naționale pentru Penitenciare. Ambele condiții trebuiau îndeplinite. Ceea ce noi încă nu știm și eu cred că este foarte important să știm, este dacă Proca a cerut să fie intervievat și anume de această televiziune sau televiziunea a solicitat pe căi oficiale, cum procedează orice televiziune, orice reporter de investigații, solicitarea de interviu către instituție și către persoana în cauză, deținută. Aici mai apare încă o întrebare din punctul meu de vedere cel puțin. Când a fost făcută această solicitare? Pentru că este foarte important, ea a fost făcută acum 30 de zile, aprobată rapid și pusă în practică, sau este o solicitare făcută cu mult timp în urmă, căreia Proca sau autoritățile române succesiv i-au dat curs acum? Ieșind din cadrul acesta procedural, nu putem să facem altceva, din punctul meu de vedere, decât să speculăm.
Tot procedural aș vrea să mai punctez un lucru, ceea ce colegii de la București, și mă refer aici în mod direct la Alecu Racoviceanu de la evenimentul zilei, mi-a semnalat. Eu nu pot să spun și cred că multă lume nu poate spune cu certitudine în lipsa unor probe, unor alte altor probe, dacă este real ce spune Proca în legătură cu persoana care i-a comandat asasinatul, dar din ceea ce am discutat cu colegul meu Racoviceanu la București, Proca minte cel puțin într-un punct. El nu are nicio colaborare la ora asta cu autoritățile din România, așa cum a spus în interviu. În primul rând, el nu poate să aibă o colaborare, el este un deținut condamnat. El poate doar să dea declarații pe un subiect, poate să facă denunțuri dacă vrea, dacă e interesat, dacă e solicitat, pe o temă sau alta, legată sau nu de dosar, pe altă infracțiune. Deci termenul de colaborare pe care îl folosește acolo este cu totul de potrivit. Între o instituție a statului român și un deținut condamnat nu poate să existe colaborare. Și de ce nu noi credem că nu este reală această afirmație? Pentru că dacă el ar fi fost în cursul unei astfel de proceduri, interviul n-ar fi avut loc. Da. Asta era întrebarea de faptul dacă există o colaborare. Și dacă există colaborare, dacă a fost convenit acest interviu cu cineva din autoritățile din România, pentru că trebuie să zic, și eu am discutat astăzi cu mai multă lume, inclusiv cu jurnaliști de investigație din România, colegii de la Rise Project din România, care au făcut câțiva ani în urmă o investigație legată de această tentativă de omor al lui German Gorbunțov și sigur au încercat să discute și cu Vitali Proca și atunci nu au reușit să realizeze un interviu cu el. Din câte știu eu, atunci Proca nu era condamnat. La momentul respectiv era imposibil să realizezi un interviu cu el. Vă spun din mica mea experiență de 25 de ani de presă în România, este foarte greu, nu mi-aduc aminte un caz specific, să faci un interviu cu cineva aflat în curs de condamnare, aflat în proces până la sentința finală. Poate doar să-l prinzi cumva, cum se face și pe aici, pe ușa unei instanțe să-ți șoptească două vorbe. Dar asta nu e un interviu. Nu este un interviu, este adevărat. Ideea este că noi ne dăm seama că este complicat să obții de la o persoană condamnată mai ales pe așa un dosare, interviu, mai ales pe, dosare. Pe astfel dosare, știindu-se foarte bine că se poate ajunge inclusiv la un scandal diplomatic. Întrebarea este dacă au știut autoritățile de România, cei care au permis realizarea acestui interviu, despre ce urmează să se discute și ce declarații urmează să se facă în acest interviu și dacă au acceptat așa ca să fie făcut acest interviu. Sau lucrurile nu se ajung până la astfel de detalii? Eu cred că autoritățile din România, cei de la penitenciare, nu au știut în detalii, cred eu, așa e presupunerea mea, n-au știut în detalii toate ceea ce dorește să vorbească Proca. Dar, din altă parte, chiar dacă știau ce puteau să facă, dacă se solicită de la presă, presa liberă, solicită de pildă o întrevedere cu condamnatul. Deci trebuie să-i acorde spațiu, să-i creeze condiții. Da, dar Vitali Proca zice că el a avut acordul autorităților, nu spun el care, a anumitor instituții din România și el zice că el zice că el discută cu aceste autorități și a avut nevoie de acordul lor pentru a se proteja, pentru a fi în siguranță. Așa cum a spus Doru, numai cu câteva minute da. În urmă, procedural, sunt câteva procedură, câteva momente foarte esențiale. Acordul condamnatului și acordul autorităților. Da. Pe lângă solicitările care trebuie să fie dintr-o parte sau din alta, sau din partea condamnatului, sau din partea unei părți terță, cum ar fi... Eu aș vrea să nu uităm. Da, dar nu este vorba doar de solicitarea interviului și am să citesc pentru că am găsit exact fragmentul ăsta din interviu acordat acum de Vitali Proca. El zice că atunci când ar fi venit avocatul emisar din partea lui Vlad Plahotniuc, Cijicenco, acest Cijicenco mi-a propus multe lucruri. Nu am spus nimic nimănui. A cerut niște hârtii care să dovedească faptul că Vlad Plahotniuc nu este vinovat, că nu are nimic cu asta. Da, eu hârtia asta am dat-o cu acordul cuiva.
al organelor de aici, adică de România. În momentul în care am văzut în ce joc am intrat, am fost nevoit să apelez la organele acestui stat ca să nu fiu niciodată repatriat în Moldova. El vorbește despre o colaborare cu autoritățile, cu anumite instituții din România, nu zice care instituții. El poate să spună orice. Eu aș vrea să nu uităm și să precizăm pentru telespectatorii de bună credință, care nu sunt nici de o parte, nici de alta baricadei, să spunem, că discutăm despre despre o tentativă de killer, că nu putem să-i spunem killer. Omul n-a omorât pe nimeni, omul a încercat de două ori cel puțin și n-a reușit într-un mod dezastruos, aș putea să spun. Da, asta era tot cu întrebarea discutăm pe care despre un infractor. Domnului. Infractorii, discutați cu orice polițist și cu orice procuror, infractorii spun multe. Este greu de precizat dacă el a avut într-adevăr astfel de discuții sau n-a avut. Eu bănuiesc că anumite discuții între autorități competente ale statului român și inculpatul, ulterior condamnatul Proca, au existat, însă nu putem să garantăm că au existat în sensul în care el le vinde. El poate să vândă acum niște minciuni, iar ceea ce el a discutat cu autoritățile respective să fie cu totul altceva. Da. Și cu autoritățile respective, în procesul anchetei, el putea să discute numai despre problema, despre tentativa de omor din România. Nici de cum despre tentativa de omor din Londra. Deci cei din Londra era niște material adăugător. El putea să zic că vrea să facă un autodenunț într-un anumit, vis-a-vis de o altă crimă care s-a produs în altă parte. Păi, dar cine i-a dat în boldul acestui interviu? Asta e problema. Un pic mai târziu. Și dacă vorbim, dumneavoastră spuneți, de ce peste 5 ani? Eu aș calcula invers timpul. De ce înainte de alegeri parlamentare din Republica Asta Moldova... Asta o să discutăm acum și domnul și nu, Dedi, că, pentru că avem legătura telefonică... Dacă erau în 2016, o puteți fi în 2015 aceasta. Avem adică... acum legătura telefonică cu domnul Cristi Danileț, judecător din România. Domnule Danileț, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Acum, nu știu cât de cunoscut vă este subiectul despre care discutăm acum în studio. Acum o săptămână, un post de televiziune de la Chișinău, Jurnal TV, a realizat un interviu cu un deținut din penitenciarul Jilava, un interviu în care acest deținut, un killer, susține că i-ar fi fost comandat un omor, de fapt nereușit, o tentativă de omor a unui bancher rus. Tentativa a avut loc în Londra, vreo 5 ani în urmă, iar comanda ar fi venit din partea liderului Partidului Democrat din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc. Întrebarea mea către dumneavoastră este: un astfel de interviu, denunț, autodenunț, ce valoare, dar făcut la un post de televiziune, ce valoare juridică ar putea avea pentru instituțiile de drept din România? Păi, dacă poate produce... Potrivit dreptului românesc, lucrurile stau foarte simple. Procurorii se pot informa din orice sursă credibilă despre săvârșirea unei infracțiuni, fie sunt anunțați pe cale legală, oficială, printr-un denunț sau plângere de persoanele implicate sau de martori, fie află pe diverse căi, cum ar fi din mass media. Așadar, dacă în mass media la un moment dat apare o informație credibilă, repet, în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni, procurorii se pot sesiza din oficiu. Asta este denumirea pe care se utilizează în România. Deci procurorii se pot sesiza din oficiu și porni o investigație, să declanșeze urmărirea penală cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, cum este în cazul de față tentativă de omor sau omor. Problema este că această tentativă de omor a avut loc în Marea Britanie, în Londra. Acolo, din câte știm noi, există o anchetă penală. În acest caz se pot suprapune autoritățile românești și pot porni un dosar și în România, urmarea acestui autodenunț. Trebuie să precizez doar un lucru. Procurorii nu au cum să știe unde se mai află vreo anchetă în derulare sau nu. Asta se pot obține, aceste informații se pot obține oficial numai după ce începe urmărirea penală în caz și apoi intră în vigoare instrumentele de cooperare internațională. Adică un dosar poate fi deschis și în România pe acest. Sigur, da, pot fi deschis și în România și la Chișinău, poate fi deschis, nu știm încă oficial dacă este deschis sau nu la Londra, dumneavoastră presa ați aflat, dar trebuie să afle noi așa și organele judiciare și procurorii. Da, o astfel de declarație, un astfel de interviu, denunț,
Este de fapt suficient pentru a porni o cauză penală? Pentru a porni o cauză penală este suficient, dar apoi pentru a se proba respectiva acuzație, trebuie chemat denunțătorul, trebuie ascultat după regulile martorilor, așadar sub jurământ, cel puțin în România așa este, și apoi, desigur, trebuie și alte probe. Un simplu denunț făcut doar presei nu este suficient pentru a sta la baza unei acuzații, ci doar la baza pornirii investigației oficiale de către statul român în cazul de față. Ideea este că, din câte știm noi, Vlad Plahotniuc deține și cetățenia României. Nu știu dacă asta cumva poate influența asupra activității instituțiilor de drept de România. În cazul în care există o anchetă și în Marea Britanie pe același caz, pe aceeași tentativă de omor, ce se întâmplă de fapt cu aceste două dosare în momentul în care există și în România, dacă se pornește, și în Marea Britanie? Păi în cele din urmă va fi soluționat cazul de către o singură autoritate. Bănuiesc că dacă cea din Marea Britanie a fost sesizată prima sau s-au pornit acolo investigațiile prima dată, se vor derula acolo. Cu siguranță însă autoritățile britanice vor cere ajutorul autorităților românești pentru că trebuie dus la interogatoriu, mă rog, pentru a depune declarații persoana care a făcut asemenea declarații în mass media, pentru că persoana este în România. Deci instrumentele de cooperare internațională vor intra în vigoare. Și una dintre ultimele întrebări, domnul Danileț, spuneți-ne, vă rog, mă rog, avem noi aici o discuție în studio. Astfel de declarații, astfel de autodenunțuri, când se fac de către o persoană deja condamnată, ele sunt cumva coordonate în prealabil? Deci denunțuri la un post de televiziune, ele sunt cumva în prealabil coordonate cu autoritățile de România? Și dacă da, atunci cu care autorități? Cu ce instituții? Nu cred. Este o întrebare mult prea, știu, sensibilă și particulară la care aș putea să răspund. Cert este că, într-adevăr, atunci când sunt persoane condamnate sau aflate deja într-o investigație, uneori își mai aduc aminte, acum motivul pentru care o fac eu nu am de unde să știu, își mai aduc aminte de implicarea lor sau altor persoane în diverse acte nelegale. Și atunci furnizează aceste informații ofițerilor de poliție sau procurorilor, dar, desigur, nu înseamnă neapărat că sunt mai credibile, ci doar oferă acele informații necesare procurorilor pentru a începe în mod oficial verificarea săvârșirii sau nu a unor infracțiuni. Am înțeles. Și ultima întrebare este, mă rog, așa, o curiozitate pentru noi, e opinia, deci mizăm pe opinia dumneavoastră personală, pentru că este o discuție aici în societate, în Republica Moldova. Pe cine să credem? Pentru că, pe de o parte, killerul spune că cineva i-ar fi comandat acest omor, această tentativă de omor, și ar fi vorba de Vlad Plahotniuc, iar pe de altă parte, victima, care a rămas vie, vorbește despre un alt comanditar al acestei asasinat. Și atunci întrebarea este, pe cine ar trebui să credem în această situație? Eu sincer cred că este greșit să credem și pe unul și pe celălalt, pentru că sunt implicați, persoane implicate într-o săvârșire probabilă a unui act nelegal și noi ca public, dumneavoastră ca public, nici nu aveți elemente suficiente pentru a stabili vinovății sau nu, implicări sau nu. De aceea trebuie să avem încredere în justiție, eventual să le oferim alte informații oamenilor legii care declanșează urmărirea penală și să așteptăm un verdict al deciziei. Eu nu sunt pentru stabilirea vinovăților în spațiu public, s-ar putea să fim cu toții în eroare. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru opiniile expuse. Vă mulțumesc și eu, seară bună. O seară frumoasă. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim să discutăm inclusiv despre declarațiile făcute de domnul Cristi Danileț. Publicitate. Am revenit în studio. Am ascultat în prima parte a emisiunii declarațiile făcute de domnul Cristi Danileț, judecător. Dumnealui zice că, în general, în astfel de situații, când se fac denunțuri, autodenunțuri, autoritățile trebuie fie să se autosesizeze, fie să fie sesizate. Și atunci se pornește o cauză penală, cel puțin pentru a verifica veridicitatea informațiilor și a declarațiilor făcute. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră dacă credeți că
S-au autosesizat autoritățile române și există astăzi cel puțin o cauză penală în care sunt verificate aceste afirmații făcute de Vitalie Proca. Putem suna la București și putem întreba. Deocamdată putem întreba Procuratura spune... Generală. Deocamdată cred că n-a întrebat nimeni. Și chiar dacă cineva la București se autosesizează, în mod sigur ancheta nu poate fi derulată la București. Probabil se constituie o comisie rogatorie, se anunță partea engleză, ancheta e acolo. Atentatul, acțiunea, au avut loc acolo. Nu pot să fac autoritățile române anchetă pe o tentativă de asasinat comisă la Londra, indiferent cine nu-i făptașul, după cum autoritățile de la Chișinău nu pot face aici o investigație pe o tentativă de asasinat comisă la Londra sau în Congo sau în altă parte. Dar fac, de cel puțin Procuratura din Republica Moldova zice că există o anchetă care ei, cercetează acest... Ei pot ancheta dacă niște bani s-au plătit cuiva, prin cineva sau prin altcineva, dar nu pot ancheta tentativa de asasinat care a avut loc la Londra, să fim serioși. Atâta timp cât, propriu-zis, killerul, cel care trebuia să execute această comandă, se află într-un penitenciar din România, nu ai cum să neglijezi partea românească, ea nu are cum să nu facă parte din această anchetă. Sigur. Poate să existe cooperare, dar ancheta pe asasinat și tentativa de asasinat nu poate fi dusă de la Chișinău sau de la București, mie mi se pare logic, sau cum să spun, așa e, da. De bun simț, atât timp cât tentativa de asasinat a fost la Londra. Acolo există o anchetă, există un dosar, Proca va fi la un moment dat extradat din România, va fi trimis în Marea Britanie pentru... finalizarea anchetei de acolo. De ani victima este meargă în Londra. Locul executării crimei în Londra. Deci, sau se pot face comisii rogatorii între autoritățile britanice și românești, poftim, nu sunt probleme. Dar posibil să vină și anchetătorii, și cum au fost și anchetătorii de Republica Moldova, au fost acolo, da. au încercat. Dar există un dosar și în Republica Moldova. De ce puțin există două dosare, unul la Londra și unul la Moldova? De ce n-ar putea exista unul și în România? Posibil. Asta... Bine, dosarul din Republica Moldova pe ce fapte e inițiat? Nu știm, trebuie să ne zic procurorii păi, exact. Vedeți, ei vorbesc noi operăm despre... aici fără să cunoaștem detalii minime. Știm doar că există, se investigează același caz legat de tentativa de omor. La comandatar fiind dusatei. Comandatar fiind dusatei, exact. Și în posibil Marea au Britanie, probe. Nu știu cine sunt cei bănuiți în acest dosar. În România vedem o altă ipoteză care a apărut mai nou, și este vizat un cetățean al României. Pentru... Și a Republicii Moldova. Și a Republicii Moldova, este adevărat. E exact aceeași întrebare, domnul Dediu, pornind însă de la altceva. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine specificul activității instituțiilor de drept. Aici e vorba de mai mult decât o tentativă de omor. Aici e vorba de implicarea unor persoane influente, o persoană care este foarte influentă astăzi în Republica Moldova, dacă ar ajunge curaj României să pornească o anchetă pe acest caz. Dacă s-ar aventura un astfel de anchetă. Mi-e greu să spun care va fi decizia autorităților din România cu referire la declarațiile făcute de Proca. Fiindcă, cum am mai vorbit, nici pe unul, nici pe altul nu pot să-i crez. Unul spune că... Plăhătniuca a fost comandatarul, Proca spune că Plăhătniuca a fost comandatarul, justiția noastră spune că Usatăi și au probe. Și dacă punem pe masă declarațiile făcute de Proca... Nu știm dacă autoritățile noastre au probe. Dumneavoastră știți că au probe? Păi, în altfel nu se mai pornea dosarul penal. Dacă nu sunt probe, nu se pornea dosarul penal. Deci... noi vedem declarațiile lui Proca și declarațiile lui Usatăi pe de o parte și avem probe, declarațiile făcute de Druță, care a fost și Proca recunoaște că Druță era intermediar. Dar de ce l-am crede pe Druță dacă nu-l credem pe Proca? Da, exact. Aici deci, și invers, da. Și care sunt probele pe care... Și mai sunt și alții care spun, uite, eu am fost acolo, mi-a spus cineva să mă duc în Londra, mi-a plătit banii să văd dacă este, trăiești persoana deci, cu tare niște, acolo. Deci tot niște oameni implicați, da. Niște, niște criminali. Este posibil ca autoritățile de Republica Moldova să dețină careva informație. Să zicem niște înregistrări care au apărut de undeva, greu de spus,
de unde, dar posibil există, însă aceste înregistrări nu au putere juridică și ei acum fac tot posibilul să obțină probe, să le pună din punct de vedere juridic, să aibă putere în dosar. Înregistrări ale unor discuții sau ce fel de registrări? Posibil și înregistrarea unor discuții, unor întâlniri. În cadrul dosarului și a ipotezii care există la autoritățile din Republica Moldova. Și după, de ce nu puteau să fie, fiindcă totuși plecarea lui Proca în Londra a fost cu pașaport care l-a obținut el în Republica Moldova. Cine a fost acela, cum a spus el, când 24 de ore a primit pașaportul? Cine e persoana aceea care l-a ajutat să obțină acest pașaport? Când el era în urmărire internațională. Deci sunt foarte multe semne de întrebări. Da. În contextul ăsta, domnul Dedium, cer scuze că poate vă întrerup un pic nepoliticos, poate autoritățile Republicii Moldova ar trebui să clarifice întâi aspectul ăsta? Să ne spună XYZ cine i-a întocmit acele documente lui Proca? Și după aceea să mergem mai departe pe fir. Haideți să vedem întâi cum a ajuns Proca în Londra, până să ne întrebăm cine i-a ordonat lui Proca să asasinatul, pentru că eu pot să mă gândesc că nici Usatăi, nici Plahotniuc nu i-au condamnat. Poate este o altă persoană care, de fapt, este realul ordonator, comanditar al asasinatului. Dumneavoastră, cu toată stima, ați lucrat într-un domeniu sensibil. Știți că multe din acțiunile astea se fac sub alt steag. Da, nu te duci cu pașaportul rus în mână și îi spui lui omul din Congo, asasinează-l pe ăla. Te duci absolut. Cu pașaport uzbec sau nu știu, spun și eu. Și mai știm bine cum procedează și au procedat până acum. Stilul de a proceda în aceste situații și a serviciilor speciale și a grupărilor criminale din Rusia. Eu aș duce discuția asta un pic mai departe. O secundă doar, sigur. Ajungem să discutăm și un pic mai departe, dar dumneavoastră vorbeați despre niște probe care ar putea să fie deținute de către autoritățile din Republica Moldova, iar Proca, dacă e să-l credem ceea ce spune el, zice că și el a pus la dispoziția autorităților din România niște probe și el zice despre o anchetă care exista în România, cel puțin pe acest caz. În condițiile în care iese omul la un post de televiziune și face declarații, putem bănui că el a făcut astfel de declarații înainte și pentru instituțiile de drept din România. Asta este o presupunere, numai? Da, este o presupunere, exact, pentru că suntem pe presupuneri. Ce fel de probe putea să prezinte Proca în România, astfel încât să pornească dosar? Cred că el duce aceeași linie care a dus-o până acum. Probe pe care să le dețină el cu el în penitenciar. Da, aceeași linie, cum i-a fost spus lui și... Deci, noi observăm că Usatăi a fost din prima zi de când a fost reținut. Proca în Moscova, din prima zi a fost alături de el. Și el a făcut tot posibilul ca acest Proca să fie extradat din Moscova, din Rusia, în România. Și de ce în România? Fiindcă a fost acolo, a avut loc iarăși o tentativă de omor. Deci și... Permanent am spus și mă repet încă o dată că mărturiile lui Proca și mărturiile lui Usatu sunt sincronizate. Noi le vedem fără ochelari. Trebuie, te uiți și le observi fără știți, microscop. Dacă n-ar fi fost reacția de la Chișinău, cea care a precedat acest interviu al lui Vitalie Proca, reacții, mă rog, și ale instituțiilor de drept care au încercat să amortizeze aceste dezvăluiri ale lui Proca și alte lucruri care s-au întâmplat aici, și eu poate aș fi fost mai sigură că nu există alt fel de ipoteze decât cea, mă rog, care este oficială la Procuratura din Republica Moldova. Dar tocmai modul în care s-a reacționat la Chișinău și înainte de apariția acestui interviu și după apariția acestui interviu mă pune cumva pe gânduri dacă nu cumva există interese din mai multe grupuri și adevărul este undeva la mijloc, nu este nici într-o parte, nici în cealaltă parte. Eu aș spune numai un lucru, vreau să-l accentuez. Eu nu văd că autoritățile din România să
aibă interes să destabilizeze situația în Republica Moldova. Dar în ce mod nu cred în aceasta, situația? Fiindcă autoritățile de România fac tot posibilul ca să ridice aici bunăstarea populației și activând în serviciu pe un parcurs al mai multor ani, și în special în ultimii ani, după 2009 încoace, dar și până în 2009, serviciile speciale și toate autoritățile din România au fost alături de noi și ne-au susținut între tot, ne-au ghidat pentru a pătrunde în esența unor probleme. Domnule, deci asta eu nu cred niciodată că autoritățile de acolo au interes ca să destabilizeze situația Republicii Moldova. Nici eu nu cred că autoritățile din România au intenția să destabilizeze o situație dintr-un stat vecin, mai ales după o perioadă care a fost critică aici. Dar întrebarea este dacă faptul, dacă se confirmă declarațiile lui Proca și, într-adevăr, comanditarul este cel care spune Vitalie Proca, dacă asta cumva destabilizează cu totul relațiile dintre Chișinău și București. Și asta vreau să întreb și pe Doru Dendiu. Să presupunem că Vitalie Proca spune adevărul. Să presupunem că acest personaj este comanditarul. Să presupunem că autoritățile române, în colaborare cu partenerii internaționali, strâng probele necesare. Care e problema? X se duce unde e locul, dacă într-adevăr așa este. Asta nu poate afecta în niciun fel relațiile bilaterale între două state. Da. Fie că vorbim de Sofia Chișinău, de Sofia București sau de București Chișinău. Este o cauză penală. Sunt probe la pușcărie, nu sunt probe, vorbe goale. Cred că noi ne învârtim cumva nu în jurul unei probleme artificial create. Noi avem foarte puține elemente solide pe care să ne bazăm. Nu știm nici măcar dacă Proca a cerut interviul sau postul de televiziune l-a cerut. Nu știm când, nu știm multe alte lucruri. Ceea ce știm este că a fost acordat un interviu și eu țin să revin la discursul de la începutul emisiunii. Nu cred că Proca este implicat la ora asta sau la ora difuzării interviului, mai bine zis, într-un alt dosar în România decât cel în care a fost condamnat, pentru că dacă ar fi fost, nu, autoritățile române nu ar fi permis interviul. Proca ar fi fost în situația de corect. Persoana aflată în anchetă. Da. Nu i-ar fi permis să dea un interviu, mai ales pe tema discutată în cadrul anchetei. Pentru că întâi anchetăm, după aia condamnăm, după aia dă frate câte interviuri. Asta e regulamentul. Acum am să întrebăm și juristul din studio, îl salutăm și pe domnul Victor Panțiru. Bună seara. Bună seara. Domnule Panțiru, putea sau nu Vitalie Proca să facă un astfel de interviu în cazul în care ar fi existat deja o anchetă în România pe bănuiala că Vlad Plahotniuc ar fi comandat acest asasinat. Dacă există, cum a spus și interlocutorul, deci dacă este un dosar penal deschis, pe rol, în care domnul Proca are o calitate, inclusiv cel puțin de martor, dacă nu altă calitate de bănuit, nu avea cum să dea acel interviu. Pur și simplu nu avea cum. Nu avea cum să facă. Nu avea cum, fiindcă, ca, în general, ca acest interviu să se fie întâmplat, era nevoie de, în avize, în rapoarte, în permise de la diferite instituții. Mai mult decât atât, eu sunt sigur că undeva în spatele camerei a fost monitorizată inclusiv ceea ce s-a monitorizat în ce sens? Înregistrat. Nu neapărat înregistrat, monitorizat în sens ca eventual domnul Proca să nu spună mai multe decât ar fi, i s-ar solicitat pe subiectele pe care i s-a solicitat să răspundă. Vă dați seama că în momentul în care un jurnalist va avea mai mult decât merge să capete, va folosi acea informație. Iar la momentul actual, România este într-o situație delicată când Curtea Europeană a dat mai multe hotărâri referitor la condițiile de detenție. Deci, în mod cert, domnul Proca, n-am auzit cel puțin din interviu să spună despre condițiile de detenție, care este și în România ca și la noi, o problemă la ziua de azi. Dumnealui nu arăta foarte rău, trebuie să recunoaștem. Nu, condițiile respective nu țin neapărat că trebuie să arăți ca nimeni.
Fiindcă și oameni care au plecat sau au fost deportați în Siberia, la fel, reușeau cumva să supraviețuiască și să, nu, să ajungă chiar în zilele noastre. Da. Deci nu e pe condițiile de detenție. Cert este că, dacă să răspundem clar la întrebarea noastră, putea sau nu putea, putea, a dat interviu, da. Dar putea în cazul în care el ar fi avut o calitate într-o oarecare anchetă, nu, exclus, din cauza că există, după cum a spus și deci cel puțin putem Lendiu, ști că înainte de acest interviu, un dosar pe acest, sau o cauză penală pe acest, pe în această care tentativă el ar, în care el ar fi avut vreo calitate, nu, e, nu a existat. Acum avem o legătură telefonică cu domnul Armand Goșu, cercetător la Societatea Germană de Politică Externă din Berlin. Domnul Goșu, bună seara. Domnule Goșu, ne auziți? Da, eu vă aud foarte bine, vă rog. Domnule Goșu, săptămâna trecută în presa din Republica Moldova, la postul de televiziune Jurnal TV, a fost difuzat un interviu cu un deținut din România. Este vorba despre killerul Vitali Proca, cel care cu 5 ani în urmă a avut o tentativă de asasinat a unui bancher rus, German Gorbunțov, stabilit în Londra, o tentativă eșuată. În interviul care a fost oferit postului de televiziune Jurnal TV, Vitali Proca spune că acest omor ar fi fost de fapt comandat de către liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc. Acum, după apariția acestui interviu, au apărut tot felul de opinii în societate. Sunt voci care spun că acest interviu nu avea cum să apară fără consimțământul, cel puțin tacit, al autorităților, al anumitor instituții din România. Cât de credibilă vi se pare dumneavoastră această ipoteză? Sigur, trebuie și acordul Autorității Naționale a Penitenciarilor, trebuie și acord scris al celui intervievat. Legea românească, respectă niște standarde europene în materie, permite celor condamnați, deja condamnați, aflați în închisori, să dea interviuri în cazul în care sunt solicitați. Deci aici n-are rost să ne închipuim că sau s-a fi petrecut și a existat nu știu ce conspirații în spatele acestui interviu. Am urmărit emisiunea dumneavoastră, chiar dacă sunt mult mai departe de Chișinău. Sper că întrebarea pe care dumneavoastră, de fapt, n-ați pus-o, n-ați formulat-o, este alta. Este, dacă acest interviu este un semn că autoritățile românești și-ar fi schimbat atitudinea față de Plahotniuc. Asta era următoarea mea întrebare pe care vreau să vă adresez. Aveți un răspuns? E prea de, răspunsul este prea de vreme ca să ne dăm seama. Ar fi niște mici elemente, sigur, legislația europeană, dar nu vă închipiți că un lider al lumii criminale nu este și el monitorizat în închisorile din România. Faptul că a primit acceptul autorităților române, asta nu înseamnă că anumite instituții din România nu ar fi fost înștiințate de această intenție de a oferi interviu. Acum era limpede că dacă oferi interviu Jurnal TV din Republica Moldova, o să vii cu o anumită narațiune despre evenimentele care s-au petrecut la Londra. Da, poți bănui ce. Relația Plahotniuc și cu Renato Usatu. Dar n-aș merge mai departe să afirm că e un fel de cartonaș galben arătat lui Plahotniuc, care, să spunem, n-ar fi livrat nu știu ce României. Trebuie să porniți de la câteva lucruri importante. În acest moment, eu vorbesc ca un cercetător care sunt destul de departe de București și asta e o problemă și pentru partenerii României din Uniunea Europeană. Nu se știe unde se iau deciziile care privind dosarul Republica Moldova în România. La mai nu se iau, se iau la președinție, se iau la servicii secrete, se iau la Ministerul Apărării, nimeni nu poate să spună în acest moment unde se iau decizii. A doua problemă, nu există o atitudine omogenă a instituțiilor românești față de dosarul Republica Moldova.
dacă vă uitați, ai un tip de narațiune care îți vine în legătură cu de ce sprijină Moldova România cu Plahotniuc între instituțiile din România, se va tabânga. Sau sunt instituții care clar spun că, domnule, noi nu sprijinim, de ce suntem acuzați. Deci eu cred că e o perioadă și de redefinire, recalibrare a politicii românești față de Republica Moldova în aceste câteva luni. Probabil asta coincide, nu întâmplător, și cu apropierea anului electoral la Chișinău, poate în condițiile în care se va constitui o alternativă. Eu pot să vorbesc despre lucrurile astea pentru că sunt analist politic, da. Nu sunt nici judecător, nici altceva. Și speculez, evident, în momentul în care se va constitui o alternativă politică la forțele pre-europene, ceva solid, la pe care pot să te bazezi, îmi spune că și atitudinea României, față de Plahotniuc, se va schimba în sensul confirmării acestor, să spunem, bănuieli că, să spunem, România nu mai depune toate ouăle în coșul în cuibului Plahotniuc. Dar întrebarea este cât de departe poate merge România în această situație. Pentru că una este să speculezi anumite bănuieli și alta este să pornești un dosar penal și să-i dai o calitate procesuală unei persoane care, în statul vecin, în Republica Moldova, este foarte, foarte influentă. Asta cumva poate afecta inclusiv relațiile bilaterale dintre cele două state. Nu, n-aș specula, nu cred că s-a dat drumul unui dosar. Nu cred că, din punct de vedere politic, pe relația bilaterală și pe ce se întâmplă în Moldova, ăsta e un moment în care se dă drumul la un dosar. Doi, capacitatea procurorilor și judecătorilor din România de a înțelege ce se întâmplă în Republica Moldova ca partea spatelei sovietic este destul de redusă, nu există expertiză. E foarte important această nuanță. Eu cred că mai degrabă aici contează ancheta care are loc în Statele Unite și faptul dacă în urma unor comisii rogatorii românii vor livra și cât de repede vor livra părții britanice, să spunem... Deci vă referiți la ancheta din Marea Britanie, nu din Statele Unite. Despre... Da. Vă ascultăm. În detaliile acestui interviu, adică sunt lucruri care clar contează într-o construcție mai mare juridică. Dar asta ne vom lămuri în următoarele câteva luni. Dar repet, s-ar putea ca deciziile să aibă, nu cred că e un mare secret, dar să aibă legătură și cu partea politică, cu ce urmează să se întâmple acolo. Evident, e o speculație, speculez, atât și nu mai mult. Uh-huh. Am înțeles. Vă mulțumesc mult, domnul Goșu, pentru intervenție. Vă rog, seară bună. O seară frumoasă. Luăm din nou o scurtă pauză de publicitate, după care revenim să discutăm și despre afirmațiile făcute de domnul Goșu. Publicitate. Am revenit în studio. Sunt câteva lucruri pe care le-a declarat domnul Goșu și pe care aș vrea să le discutăm. Una care mi se pare interesantă este întrebarea pe care și-a adresat-o dumnealui, este unde se iau deciziile la București. Ori Bucureștiul, în raport cu Chișinău, este diferit. Depinde din ce perspectivă te uiți la el. Este, pe de o parte, președintele României, Klaus Iohannis, care știm că se află cumva în relații apropiate cu sora lui Renato Usatăi. Sora lui Renato Usată este căsătorită cu un prieten sau un apropiat lui președintele României Klaus Iohannis și pe de altă parte este partidul de la guvernare din România, care știm că este în relații cel puțin amicale cu Vlad Plahotniuc. Deci aici înțelegem că sunt și la București două tabere în raport cu aceste dezvăluiri ale lui Vitalie Proca. Ce se poate întâmpla în această situație? Noi aici speculăm. Da, pentru că noi nu avem de unde să știm exact ce să facă. Dacă noi speculăm, eu pot să vă mai aduc în discuție o tabără, da? În afară de cele două pe care le-ați menționat dumneavoastră.
oarecum în legătură cu cea de-a doua, să spunem, politică, cu PSD-ul. Este o tabără din care face parte un foarte puternic investitor, un foarte puternic bancher, care tocmai a anunțat că vrea să vină pe piața din Republica Moldova. Interviul a fost cu o săptămână înainte de anunțul intenției de a tranzacționa niște acțiuni. Dacă intrăm în zona speculațiilor, de ce n-aș face o paralelă între aceste două evenimente? Dacă tot intrăm în zona speculațiilor, dar de ce n-aș legătură? Face... Că eu nu prea văd legătura între ele. Ce legătură ar putea avea? Nu știu cum să vă spun. Grupul de la Cluj, sunt legături. Dacă vrem să le speculăm, le găsim. A fost patriarhul Kiril, puțin înainte de interviu, poate Moscova vrea să ne facă să tulburăm apele între Chișinău și București și noi putem să o facem cu o candoare desăvârșită, crezând că facem un lucru bun, dar poate facem un lucru rău. Este foarte greu pe terenul ăsta să operezi în lipsa unor minime indicii. Nu putem opera cu probe, nu suntem anchetatori, dar minime indicii. Noi nu avem... Mie pare foarte rău că ai noștri colegi de la televiziunea care a realizat interviu nu ies să spună clar, frate, terminați cu prostiile. Am cerut interviul la data de, ni l-a aprobat la data de, am fost o curiozitate jurnalistică absolut argumentată, deci orice jurnalist demn, decent, ar fi dorit să facă un interviu cu... Da. Eu aș vrea să fac, de exemplu, un interviu cu Proca din altă perspectivă, din perspectiva capacității lui, ca și cum să spun, geniale, de a arata o țintă de talia lui Gorbunțov și de a arata a doua țintă după ce a tras o rafală de armă automată. Nu se știe dacă Proca 7, ar fi acceptat el să acorde un astfel de interviu. Eu vă spun ce mi-aș dori eu să discut cu Proca și a doua oară să rateze cu 7-8 gloanțe un bărbat aflat pe jos. Trebuie să fii ori tâmpit complet, ori un mare specialist în trageri. Adică, oricum, era justificat un interviu cu el. Dar haideți să lămurim circumstanțele în care a fost realizat, să nu mai avem bănuieli, dubii în și... În condițiile în care noi nu știm cine de fapt a fost inițiatorul acestui interviu, cel puțin există un fapt pe care îl știm cu siguranță. Au fost făcute niște declarații care, spune cel puțin judecătorul Cristi Danileț, nu au cum să fie neglijate de autoritățile române. Ei trebuie să iau atitudine, fără fie se autosesizează, ori dacă nu se autosesizează, nu putem exclude că în cazul în care Proca a ieșit și a făcut declarații publice, va scrie și un denunț în scris și îl va depune către autoritățile din România și atunci autoritățile, instituțiile de drept din România nu se pot face că plouă și va trebui să facă ceva în raport cu acest denunț. Ori de regulă, iată o să ne spună, să rugăm și pe domnul Panțăru să ne spună ce pot să facă autoritățile în această situație. Autoritățile nu pot să facă nimic altceva decât să inițieze niște anchete, în urma anchetelor să vină cu o declarație de presă, cu un comunicat de presă către cetățeni, în care să aducă niște clarități. S-a investigat, s-a făcut, avem concluzii respective, sunt persoane trimite în instanță, nu sunt persoane, nu s-au adeverit. Da. Un alt aspect pe care cumva l-a atins și domnul Goșu, dar îl discutam și noi înainte de intervenția dumnealui, era legat de faptul dacă au știut sau nu, cel puțin anumite instituții din România despre conținutul interviului care urmează a fi solicitat sau urmează a fi acordat. Dacă cumva și-a coordonat declarațiile Vitalie Proca cu anumite instituții din România. Și-a coordonat sau nu, nu avem de unde cunoaște, dar... El zice că și le-a coordonat. Întrebarea este dacă, în general, practica ce spune în astfel de situații? Atunci când un deținut condamnat merge să acorde un interviu, autoritățile știu despre ce urmează să vorbească în acest interviu, ce declarații importante urmează normal, să le facă? În mod normal, dacă să vorbim despre condamnați, da. Cel puțin să știi tematica... Practica este că se acordă din anticipat se acordă întrebările instituțiilor, fiindcă el este până la urmă condamnat, el urmează să supună anumite reguli. Dacă dorește să vorbească mai mult decât atât, nu are decât să aștepte până
își ispășește pedeapsa, iese la libertate și se bucură de toate drepturile sale. Inclusiv dă interviuri, pici temă dorește, cât dorește. Dar astea sunt reguli la moment și... Adică... Eu cer iertare, și eu, dar... cred, că, și eu da. Cred că el, întrebările autorităților române le-au... Păi, dacă nu întrebările, cel puțin tematica, sigur au avut-o. Păi asta, ei puteau, autoritățile din penitenciar, puteau să cunoască numai întrebările. Răspunsurile nici de cum nu putea să le, să le cunoască, fiindcă el nu le-a pregătit în scris. Dar ce va răspunde el la întrebarea, Plahotniuc a fost comandatar sau nu? Numai Proca putea să spună. El putea să spună da, putea să spună nu. Deci e greu de spus că autoritățile din penitenciar știau cam despre ce a să vorbească Proca. Ei puteau să știe numai întrebările care au fost adresate către Proca. Asta eu cred, da. Răspunsurile mi se pare nu prea posibil să le cunoască ei. Dispoziția lui, în măsura oricare, putea să o cunoască. Da. Că el are careva relație sau careva atitudine negativă față de Plahotniuc sau de altul. Sau... Dar, în general, răspunsurile, cred că nu. Că nu mai poate nimeni citi numai gândurile omului. Numai dacă nu a făcut el un denunț înainte de a face acest denunț. Păi da, iarăși presupunem. Iarăși presupunem. Da. Pentru că suntem cumva pe sfârșit de emisiune și aș vrea să închei discuțiile pe acest caz concret cu Vitalie Proca. Spuneți-mi, vă rog, foarte scurt, ce credeți că urmează să se întâmple? Dacă vor merge autoritățile departe și vor iniția și un dosar penal pe acest caz, îl vor comasa după asta cu dosarul care există în Marea Britanie sau nu îl vor comasa, vor face o anchetă separată în România, cel puțin în Moldova există o anchetă separată. Sau este de fapt doar un semnal dat autorităților de la Chișinău să fie atente în ceea ce fac și cum procedează? Eu cred că în viitor apropiat autoritățile din România posibil se vor autosesiza, dar practic ce se poate spune e altceva decât faptul că Proca a declarat. Proca a declarat, dar noi nu vedem în declarația lui Proca careva probe concrete. Probe concrete nu sunt. El la general vorbește. Și dumneavoastră a spus că chipurile s-au întâlnit. Și declarațiile lui Ondruță nu vedem probe concrete. Pentru da, că nimeni nu vorbește despre probe. Ei da, fac da. Declarații. Aceste asta-i, acuzații toate dar se bazează cumva pe au fost transmis. Cineva i-a transmis lui Proca banii. Cum i-a fost o familie. Ce a făcut el cu banii ăștia? Dacă el a cumpărat în Moscova apartament, pe care bani, de unde resursele astea a cumpărat el? Și dacă nu e pe numele lui? Și dacă este nu pe numele lui, asta e altă. Dar el a spus, a declarat, dacă analizăm foarte bine interviul lui Proca, el a declarat că avea apartament acolo, vroia să treacă cu familia acolo. Da. Deci sunt niște lucruri care trebuie foarte minuțios studiate. Multe dintre aceste întrebări au răspunsurile în Republica Moldova. Chiar dacă se începe o anchetă penală în România, înțeleg că fără o colaborare cu autoritățile din Republica Moldova, este dificil. Evident, așa e. Și trebuie să ne așteptăm care ar fi soarta la scrisori de comisie rogatorie din Moldova în România, din România în Moldova, din Londra în Chișinău și așa mai departe. Și se va dura acest lucru, eu cred că mult timp. Cred că până la sfârșit se va găsi sau... Poate va rămâne în istorie cine a fost realul comandatar, nu cel care s-a prezentat, fiindcă nu întotdeauna cel care se prezintă este real. Realul poate stă și în spate. Noi până avem la urmă sunt niște mult. Declarații. Sunt declarația unuia împotriva declarațiile altora. Da, da. Și dacă banii au fost, spunem așa, dacă banii n-au lăsat urme, poți să declară orice n-ai declarat. Și atunci autoritățile române unde se pot opri sau unde se pot puticni? Într-o coadă de pești. Care este? Nu găsesc, ajung într-un punct în care nu reușesc să avanseze cu ancheta pentru a putea ajunge la...
Iar ancheta, de fapt, așa cum se prezintă acum lucrurile, unde ar trebui, de fapt, să continue? Eu ziceam, pentru că așa mi se pare mie, că multe dintre întrebări au răspunsurile pe teritoriul Republicii Moldova. Primul lucru care ar trebui să-l facă, să-l ia la bani mărunți și la întrebări exacte pe domnul Proca. Da. În baza acelei declarații, deja să meargă mai departe cu diferite comisii rogatorii în diferite state pentru a verifica diferite informații. Un astfel de proces cât ar putea informațiile dura? Se leagă, se aștern una peste alta, deja înaintează la următoarea etapă a anchetei, ca să vadă, să ajungă într-adevăr să verifice, este sau nu este persoana care se spune că ar fi comandatar. Deci, este sau nu este? Deci, mult depinde de profesionalismul anchetătorului, da, care va pune întrebări diferite acolo. Ultima întrebare, pentru că deja am depășit timpul. Poate intra Vlad Plahotniuc în alegerile parlamentare cu această bănuială de implicare în această tentativă de omor? Se poate întâmpla un astfel? Domnul Șor? Da. Cu atât mai mult domnul Plahotniuc. Dar aici e vorba despre faptul că intră cu această bănuială din partea unui stat european. Statele sunt suverani între ele. Nu e din partea statului, să nu încurcăm barcanele. Este o declarație a unui condamnat. Da. Da. Faptul că a fost făcut într-un penitenciar din România este, să spunem, pur întâmplător, putea să fie într-un penitenciar din Uganda. Da, dar s-a întâmplat în România și trebuie să reacționeze autoritățile românești. Ziceam aici că lucrurile trebuie verificate și în condițiile în care se verifică, asta poate dura o lună de zile, bănuiesc că termenul este minim de o lună de zile în România și poate dura și câteva luni. Asta ne închipuim noi. Poate procurorii români sau anchetatorii români cunosc foarte bine personajul și nu vor considera necesar nici măcar să se autosesizeze. Proca putea să vină să spună că el a asasinat pe Kennedy. Ce o să facem? O să ne apucăm să deschidem anchete pentru fiecare afirmație de genul ăsta făcută de unul sau da, de altul? Da, cel puțin știm că Proca, cu siguranță, a atentat la viața lui Gărmuță. Așa cum se prezintă situația, cele mai bune, cele mai palpabile probe le-ar putea avea autoritățile din Republica Moldova. Da. Căutați banii, urma banilor. Veniți, convingeți-ne, arătați-ne banii, mutările dintr-un cont în altul, jos pălăria, am închis povestea, asta este. Nu, dacă și aici tot se umblă cu vorbe, atunci nu avem ce discuta, nici dintr-o parte, nici din alta. Pentru că eu mă îndoiesc la că e posibil ca vreo instituție, oricât de performantă n-ar fi ea și indiferent din ce stat, mă îndoiesc că poate să producă probă directă că X e ordonat lui Y, asasinează-l pe Z. Da. Este foarte puțin probabil. Și atunci ne vârtim în jurul cozii, creăm un scandal fals, cuiva îi servește să fie împotriva unui domn, cuiva îi servește să fie împotriva celuilalt. Da, și... am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru participare la emisiune. Emisiunea este pe final. Ne mulțumesc și telespectatorilor care ne-au urmărit. Să aveți o seară frumoasă!